Domnule Hagi, felicitări, sunteți din nou antrenorul lunii octombrie de această dată. O lună perfectă pentru Faru. Cum a fost și cum vă simțiți acolo în fruntea clasamentului după atâta timp? Da, cred eu că bine. Cred că cu toții suntem fericiți pentru că am făcut o muncă foarte extraordinară, fantastică, dusă și în această perioadă. Poate pentru unii pare surprinzător, pentru noi care am muncit de la început, am crezut în acest lucru și cred eu că avem foarte multe merite colective a tot grupul, pentru că la acest lucru a contribuit toți jucătorii, bineînțeles și staff-ul și toți suntem împreună și fericit, bucuros, suntem acolo primii. Aveți jucători foarte experimentați, dar și scânteii astea pe care le găsiți, de unde nimeni nu se așteaptă. Jucători tineri care au execuții fabuloase. Identitatea noastră a clubului, investiția în tineri și bineînțeles că în prima ligă trebuie să ai o echipă care să ai și jucători care au experiență, care să ducă această presiune a rezultatului care totdeauna ne dorim să facem și rezultate. E mult mai ușor pentru dumneavoastră să-i antrenați pe băieți, știind că sunteți acolo pe primul loc, să ai o presiune suplimentară? E bine să antrenezi când ai jucători foarte buni. Și atunci e mai ușor. Am jucători foarte buni, am jucători foarte talentați, caractere foarte bune și pentru mine munca e mai ușoară. Evident că vă doreați la început de sezon să fiți cât mai sus, vă așteptați să fiți acolo așa, un parcurs așa de bun și de lung? Așteptam să ne fim acolo în față, să ne luptăm. Nu, noi nu ne-am propus că dacă ne așteptam sau dacă aveam toate posibilitățile de a încerca să o spui din prima zi să fie acolo sus. Nu, noi ne dorim să fim în play-off, vrem să fim acolo, să ne luptăm cu cele mai bune echipe din România și să vedem care o să ajungă primii.